I film. în San Francisco, în Statele Unite ale Americii. Și dacă eu ți-ar în pod asta și nu spuneam unde ne aflăm, tu spuneai probabil, na, ne aflăm în Roma, Italia sau probabil în Franța sau ceva, țară europeană. Nu, este San Francisco, acolo unde sunt construcții uriașe care oamenii de rând spun că este din punct de vedere artistic. Cine construiește chestia asta care e mai mare decât o ființă umană? și te lasă în ridicol artistic și pozele astea care sunt de San Francisco știți că a fost bombardat în secolul XIX cu bombe, cu tehnologie și a fost rază pe fața Pământului și că Statele Unite ale Americii și toată America de fapt și ca și Rusia și ca și alte zone din lume au fost pline de orașe cu zgârie nori și cu tehnologie și cu electricitate și electromagnetism infinit și mai departe, dar oamenii nu vor să accepte adevărul ăla pentru că îi doare capul și spun toți și în la istorie, că merg la școală și înveți la istorie, astea au fost sculptate cu ciocanul și cu daltă, tu sculptezi chestiile astea și fac ființele umane primitive cu sclavi și cu muncă forțată de la cultul religios nu știu care și la împăratul și regele nu știu care, pentru că asta este istoria care trebuie să o înveți tu la școală, nu? Și până la urmă îți dai cu capul de toți pereții când vezi că tot ce știi este de fapt aiurea uh, și de fapt avem, avem arhivele și avem pozele care trată chestiile astea ce caută stilul ăsta greco-roman care de fapt este minciună pentru că în, în, în Imperiul Roman și Imperiul Grecesc n-a existat dar este o problemă mai ales la da, țările care vorbesc și că limbile care provin din limba latină pentru că și în România dacă spui că nu vinim de la romani toată lumea se uită la tine ca la un pipirig deci asta e trist, și când vorbești cu oamenii și toți cred că tu ești cel nebun și de fapt tu îl în față și nu, nu vor să... Deci nu deja scrie în multe locuri că să ai ochi de văzut și urechi de auzit, dar mulți au ochi și urechi și nu știu să vadă din saudă. Și atunci, multe locuri din lumea asta, pe lângă clădirile mari, sunt Locurile astea subterane, care se vede clar că au fost create de mâna omului, sunt artificial făcute și sunt topite, ca și cum a fost acolo ceva tehnologie ca să topească. Știți că cu un laser puternic sau cu ceva tehnologie, cu un val de căldură care este format de câte o tehnologie, poți să topești orice. Și cam asta este în Polonia. Asta în Polonia, asta e un, ce, o ruină a unui castel din secolul XIV. Vezi că este unit castelul, cică castel. Nu știu dacă a fost castel, ce a fost. Este unit cu Roca. Deci asta este clar o formă de împietrire și topire și fuziune de materiale care se face când? În secolul XIV, ce a fost, cine a făcut chestia asta la secolele următoare? Cu ce tehnologie? Când toți știm că a fost și că evul mediu. Mai spun că este asta, că și că astea sunt peșteri. Și că asta a fost creat la unguri de 90 de grade de oameni primitivi cu unelte primitive ca să cioplească și să-și facă loc în pește ca să trăiască. Asta a fost un bloc un blog de toată viața cu geamuri care a fost topit pur și simplu. Asta nu place a fost topit și împietrit. Și sunt foarte multe lucruri din asta în lumea asta, dar ăștia care merg la facultate spun că uh, nu sunt peșteri și că au fost cioplite ca ăștia să, nu știu, să stea acolo oamenii să trăiască și că din cauza vântului și eroziunea apei și a vântului și așa mai departe nimeni nu acceptă faptul că de fapt, cu tehnologie avansată, la fel cum apare în filme, în filme arată foarte multe chestii. Sunt păpare primitive și păpare cu tehnologie. Și în China, de exemplu, este foarte multă istorie ascunsă, de unde aud chinezii de acum câteva secole să facă chestia asta. Deci cu ce fel de fabrici prelucrai tu metalele și fierul și alte chestii și cât de uriașe erau și cine avea capacitatea ca să le transporte. Știți că ruși și, pardon, chinezii, japonezii și coreenii și asiatici în general nu vor să afle adevărul pentru că ar însemna multe chestii că se accepte că de fapt în, în, subteranul lor se află foarte multe piramide și foarte multe morminte cu albi, albi cu ochi albaștri și cu părul bălai. în Asia. Da, nu, asta este altă poveste. În Statele Unite ale Americii, care este plin de Capitol Building, le spune, așa le spune clădiri Capitoliu, care din nou, chestia cu domul, cu cupola, cu stilul ăsta tipic. Asta este o poză care face scurt circuit în neuron și ți prăjește. Este o poză din Irlanda, Republica Irlanda de astăzi. Poza a fost făcută în Chan, În anii 1840-50, deci nu 1900, în anii 1800 când erau deja pozele, capacitatea ca să faci poze și asta era în anul 1840 în Irlanda. În mod de istorie oficială, și vedeți că aici avem cupolă și vârful, deci în 1840, când în putere istoric, irlandezii, ci că erau muritori de foame și că au ieșit nu știu câte milioane, parcă 3, 4, 5 milioane din Irlanda, s-a golit Irlanda, așa, spune istoria, din cauza că murea de foame, că nu avea nici măcar cartofi ca să mai mănânce. Ei, personal, când văd pozele astea din 1840-1850 în Irlanda, fac ca cum ai vedea și în Anglia și în alte zone, vreau să spună practic că, deci cum, de unde au irlandezii, dacă erau niște muritori de foame, niște țărani care nu știau să scrie să citească și au multă de fame și ei aveau asemenea cetăți și obelisc și turnuri și vârfuri și construcții masive din piatră și e, drumuri care vrea, deci Normal, mi se pare logic să nu accept absolut. Și asta vorbim, nu vorbim de anul 1900, vorbim de înainte de 1850. Deci înseamnă că lucrurile astea au fost construite când? în 1800 presupun, mai repede, pentru că n-ai când să construiești chestiile astea așa de, de rapid. Asta ce că este o bancă, tot în Irlanda, deci tu construiești o clădire de genul ăsta cu columne și cu forme astea perfecte și stilul ăsta care este tipic, un stil care se află în toată lumea asta, cratere, în toate, țările, indiferent de limbă, tu construiești chestia asta ca să faci o bancă, ca să dai împrumuturi cu interes. Deci, în fine, numai că întrebările sunt prea incomode pentru marea mașină a oamenilor și de asta în Irlanda 1840. Deci vă dați seama ce vă închipuiți, ce fel de ființe, ce fel de omenire a fost acolo. Poate că chiar a fost omenire ca și noi, dar aveau tehnologie și s-au războit cu alții și au pierdut războiul și s-a resetat tot și gata și a început de la zero. Să fie așa ceva în, 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 la, în prima jumătate a secolului XIX, să fie așa ceva în Irlanda. Că dacă, cineva ar fi spus, știi, Rusia sau... De fapt, că știa că spui Rusia sau America, dar așa e, pentru că țările se vede clar în poze. Asta este o arhivă la fel cu o stradă care este plină de nemol sau în construcție și aici, aici că ăștia erau, ăștia erau oamenii, Ăm, ăștia primitivi. Să spui că strămoșilor au construit America și Rusia și așa mai departe. Și aici din nou avem în Asia, că și chinezii și asiaticii spun că că astea sunt peșteri făcute manual ca să te aperi de nu știu ce, nu știu cum. Sunt, se vede că sunt geamuri, este clar, că au fost geamuri cândva și chestiile astea nu știu cine le face cu mâna, cu dalta și cu ciocanul în piatră. Dar în fine, și asta este o clădire care a fost topită pe deasupra și s-a topit din cauza căldurii masive care a primit-o și din cauza resetării care a avut-o. Și da, se vede că ale nu sunt peșteri, nu sunt făcute cu eroziunea apei și a vântului timp de nu știu câte miliarde de ani sau milioane de ani. În fine, nu le place la mulți chestia asta pentru că dă peste cap orice noțiune care au istorică și culturală, așa mai departe, dar e bine că avem poze, că se pot face analize pe poze și pe poze istorice de arhivă care se află și o să vă arăt și mai multe poze, numai că n-am avut timp să le colecționez pe toate pentru că, pentru că și costă destul de mult de lucru când vrei să cauți cele mai grozave poze și să dai cum să de exemplu. În fine, sper că v-a plăcut și ne vedem în următorul video cu mai multe chestii interesante ca de obicei despre resetare și istorie și alte chestii, bineînțeles, nu doar resetare și istorie și întotdeauna sunt multe chestii de vorbit, dacă este și timp.